aici. Ați început deja a lucra. Da, foarte. Ce tăiați? Am tăiat loboda. Loboda. Acum pătrânjelul. Bun. Deci acum tăiați, și așa mărunt să taie, te zici că este... Păi da, na, ca să nu fie prea mare. Cât de mic? Frumos, așa să le faci o legătură? Cu acuratețe. Deci a fost lobodă și acum este pătrunjel. Pe care îl tocănați? Mic, mic, mic. Apa trebuie să clocotească. Într-o cutie, cu că pe masă, nu știu unde am pus. Și ăsta e pătrunjel. Nu mai puneți și pe ăsta de aici? Ăsta era tot pătrunjel, este? Da, e tot pătrunjel, dar e prea mult, doamnă. E prea mult. Prea mult. Acolo e bobul. L-am ales, l-am... Cred așa. Și acum puneți mărar. Ăsta e bobul spălat. Da. Deci acum ne aducem momente de o mâncare, să știți, pe care nu se mai face nicăieri. Eu nu cred că mai face cineva bob. Cam rar. Cam rar. Nici să nu te audă, dar eu uite că eu mai... Hai să-i zăbzavatul, doamne. Ia să-l vedem o leacă. Dacă ne ziceți exact ce avem aici, da. Deci ce zăbzavat asta? Am pus loboda. Asta e loboda. Da. Pătrunjelul. Pătrunjelul. Mararu. Mararu. Ardeiul. Ardei. Morcovul. Morcov. Și ceapa. Și ceapa. Toate la rând. Toate la rând. Culorile care vin peste bob. Da. Uite așa. Toate vin peste bob. Uite așa. Și acum amestecați cu bobul. Așa. Uite așa. Scurgim. Așa. Scurgim. Aici căldarea asta nu-i vizuală, dar... Dar de ce le scurgem? De ce nu le făceam muscate? Așa se face? Nu, hai să zici ca și aia vică. Așa, hai. Așa, acum... Ce bine s-o nimeriți că sunteți amândoi. Uite așa. Ca, cam poveste. Uite așa, cam film. Faceți film. Muscrile, nu? Da, da, da. Bobul în apa clocotită cu toate zarzavaturile. Da. Acum pune că... Acum să mă adăugă și o leacă de ulei. Da? La sfârșit sau acum? Acum să fie amodat. Mm-hmm. Ulei, unde o știi? Ai ulei? Ulei. Ai găsit. Așa, așa. Ai spus că ești mai de aproape, trebuie să știi. Deci că ai fi mult. Las că n-are nici, crede așa. Și puțin ulei, da? Da. E cu botul. Da? Și acum lăsăm la fier până, până să, trebuie să scadă toată apa. Mai rămâi. Mai rămâi, trebuie să fie mai lung. Da. Și aici bobul fierbe deja. Da, fierbe. Aveți grijă să nu vă ardeți. Ieși cât frig. Lăsați. Frig, ia cu părinte. Uite ce frumos e. Mhm. Da, minunat. E, se spune, dar arată neobișnuit, zici că să... Nu am mai văzut așa ceva. La miros zici că se seamănă. Seamănă. Puțin și bobo. Bobo fierbe și vinea să o gustăm un pic, să vedem. E bine bobo. E aproape gata. Vine de acolo în saltare și nu mi-i spus. Acolo. Ar trebui să iau piatră în gură, știți? Da. Hai. Hai, băbușca. Așa. Hai, puneți o leacă să mai fiarbă puțin. Da, să mai fiarbă o leacă și să adăugăm o leacă. Nu am văzut să fiert. Bă, cum îți dai seama când e fiert? Da, gustă-l mă bob. Și nu se gustă. Nu e fiert. Mai pune.
Aici s-a tot primul zamă, dar era bun dacă îl lăsai tot cu zamă. Încă la sobă, la sobă. Aici te mănâncă mai mult de apă, focul ăsta. Da. Așa-i? O să mă aduci o lecă de apă. Cu ideea. Trebuie și luat apă de acasă. Cred că, probabil, îmi prea fierbe cu apele toate. Păi, în toate apele. Păi. Da? Și Bobo are apa lui? Are cât are și apă. Dacă cu a mea fierbea mai bine, ăsta văd că trebuie că nu. Gustăm din Bob, da? Da. Și ziceți că și apa e importantă. Da, sigur că da. Da, eu nu cred că de la apa de la... Văd că... Luam o femeie acolo care ia apă din altă fântână. Și spune că la ea nu cerbi... Da? Fasolea cu apa de la fântână aceea. Da, îmi dau seama de care este. E la cătare, dar este foarte dulce. Da. Mai fierb o leacă. Dar e bun, e mai bun ca fasolele. E bun ca fasolele.